Compania Porsche AG a fost listată la bursa de la Frankfurt. Porsche e al cincelea cel mai mare producător auto mondial listat la bursă, după compania mamă Volkswagen și cu mult înainte General Motors. O performanță importantă într-un an în care activitatea globală a IPO-urilor a scăzut cu peste 60%. 911 milioane de acțiuni Porsche AG au fost listate la bursa de la Frankfurt la prețul inițial de 82,5 euro pe acțiune. După un spike de aproape 5%, un posibil indicator al interesului din partea investitorilor, prețul s-a stabilizat la un nivel apropiat de cel de la listare, 83 de euro pe acțiune, sau o creștere de 0,5% în prima zi de tranzacționare. Mergem la Valentin Dragu, fondator Grow Your Wealth, cu care discutăm subiectul. Salutare, ne bucurăm că continuăm cumva și avem această discuție și după listare. O primă întrebare, care sunt concluziile după prima zi? Cum a arătat prima zi, prima rundă, prima tură de circuit pentru Porsche? Vă salut, dragilor, și vă mulțumesc pentru invitație. Da, din punctul meu de vedere nu a arătat tocmai bine. De ce? Pentru că s-a suprapus cu un moment extrem de delicat din punct de vedere geopolitic această problemă din Marea Nordului cu cele două conducte. Iarăși aș vrea să menționez, cu cât va trece timpul, cu atât investitorii își vor da seama că acești bani care sunt rezultații în urma listării nu vor ajunge în balance sheet-ul companiei pentru ca aceasta să poată investi, să meargă mai departe cu investițiile către mașini electrice și ceea ce doresc să facă, ceea ce dorește să facă un producător în aceste vremuri în care se face tranziția de la ICE vehicles către EV, ci vor ajunge în conturile familiei Porsche și PIC. Aceste familii extrem de importante, care dețin în momentul de față 25% din voturile Porsche AG, vor ajunge să dețină o proporție mult mai mare în urma acestei listări. Nu se face altceva decât să se atragă bani de la investitorii de retail și probabil câțiva investitori instituționali, iar aceste familii vor deveni și mai bogate decât erau înainte. Asta este analiza pe care am făcut-o eu. Nu consider că este o listare care să ducă la dezvoltarea acestei companii. Nu cred că va deveni un jucător important Porsche în urma acestei listări mai mult decât era înainte. Bun, și totuși avem acum, la aproape de finalul ședinței de tranzacționare, avem un minus de 8% pentru Porsche Holding și un minus de 10% pentru acțiunile de-abia listate. De unde acest trend descendent și această, până la urmă, lipsă de interes față de acțiunile Porsche? Nu este neapărat față de acțiunile Porsche, ci aș considera că această listare a avut loc într-un moment total neprielnic pentru atragerea de capital. Dacă ne uităm puțin la fondurile care sunt alocate către venture capital și vedem în ultima perioadă o sistare a unor listări ale IPO-urilor foarte importante, ne dăm seama că Volkswagen și familia Porsche nu a făcut altceva decât să forțeze un IPO într-un moment extrem de delicat, să spunem doar atât, în piața de capital, dar și din punct de vedere geopolitic, cât și din punct de vedere macroeconomic. Este o dovadă că au vrut să atragă cu orice preț capital nou din piață, capital proaspăt. Se așteaptă la vremuri mult mai grele? Nu știm. Probabil că au luat și acest lucru în calcul și aceasta a fost... Gândiți-vă că grupul Volkswagen și familia Porsche ar fi luat în calcul de mult să listeze divizia Porsche, dar nu au făcut-o pentru că o considerau extrem de valoroasă. Dacă o considerau extrem de valoroasă înainte, când erau foarte mulți bani în piață și ar fi putut să atragă mult mai mult capital, iar această companie să ajungă la un market cap mult mai mare, de 100-150 de miliarde de dolari sau de euro, de ce ar face-o acum la un market cap de 75 de miliarde? De ce nu ai avea răbdare ca piața să revină, să existe din nou iarăși foarte mulți bani în piață și să atragi un capital mult mai mare printr-o listare mult mai importantă la un preț mult mai mare al acțiunilor undeva în acea perioadă în care piața își revine? Este un mare semn de întrebare pentru mine și cred că piața își va da seama în săptămânile ce urmează și consider că prețul acțiunii se poate duce chiar și sub 70 de euro în viitorul apropiat.
Găsim și o explicație legată de retragerile, poate, pentru că mulți analiști estimau cumva că se vor retrage o parte din investitorii de la Volkswagen și de la Porsche Motors și vor merge la Porsche AG. Nu s-a întâmplat treaba asta, adică nu s-a văzut într-adevăr trecerea, au avut scăderi mari companiile conexe, Porsche AG nu a resimțit, să zic, în mod pozitiv lucrul ăsta. Cum am putea explica aici? Ce s-a întâmplat, de fapt? S-a vândut pur și simplu, adică au fost foarte mulți vânzători și atât? Bineînțeles, pentru că acesta reprezenta un activ foarte important în cadrul capitalului de imagine al Volkswagen. Investitorii știau că la momentul la care va fi listat Porsche, acțiunea Volkswagen va valora mult mai mult. Pentru că cei de la Volkswagen au decis, repet, să listeze Porsche AG într-o perioadă total nefastă pentru acest gen de IPO-uri, aceștia sunt dezamăgiți și au considerat de cuvință să vândă atât acțiunile Volkswagen, cât și acțiunile Porsche SE, grupul mamă al celor de la Porsche. Repet, este un moment delicat pentru piața de capital, este un moment delicat pentru a te lista printr-un IPO, să atragi capital. Investitorii, cei de acolo, știu foarte bine că acești bani vor merge către familia Porsche și PIC. Prin urmare, au amendat, ca să spun așa, prin vânzarea de acțiuni Volkswagen și Porsche SE. Mulțumim mult pentru explicații, urmărim în continuare evoluția și poate vom mai avea discuții bazate pe listarea Porsche, să vedem care va fi evoluția și dacă într-adevăr vom ajunge poate la un preț de 70 de euro pe acțiune, așa cum ați prevăzut.